Și am găsit bine, am găsit bine caisele. Am luat două tăvițe din asta, am dat 6 de euro. Era 1 euro tăvița și am dat 2 euro pe amândouă. 1 kg de vin. Caise, 2 euro. E bine, e bine. Am luat tot așa, la reducere, niște mus din ăsta de ciocolată, n-am mâncat niciodată ciocolată cu frișcă. De la 1,35 € am dat 94 de cenți pe ea. Sunt 4. Așa. Sper să fie bun. Și expiră când? Tot pe 9,7. Până atunci... Am luat la maimuță niște paste. Cu 5 brânzeturi, am luat 2 din astea, că e mărită, îi plac așa cu brânză. Uite, cu 4 brânzeturi. Am dat pe ele 2, pe cele 2... 3,32 € pachetie. Asta ca să mănânce când nu sunt eu acasă. Și aici am luat paste umplute cu brânză și pancetă, adică șuncă. €1,59 € am dat pe asta. Celelalte sunt €1,65. Un ketchup, 1,19 €, ăsta îi place Măriucă, e de la Lidl. Am luat și o masă din asta unde am luat, era la reducere, poate îi fac ceva Măriucă din, o tartă cu fructe, ceva. Am dat de la 1,25 €, am dat 87 de cenți. Expira astăzi, dar eu o să o fac chiar astăzi. Așa. Două pungi de mozzarella din asta. Milbona. Am cumpărat două pachetele. Ea mănâncă multă brânzică. €1,85 € pachetul. Am dat €3,70 € pe două pachetele din astea. Mamă, câta banană, mi-am vrut margă. Astea parcă prea sunt margă. Uite, în luață banane, le-am cumpărat mai verzi așa ca să ținem ce mare e asta bună. Așa, ca să ținem. Era 1 €. Banana. 1,05 € am dat 2,30 € pe 2 kg, 192 de grame. Și unele mai coapte un pic ca să le mâncăm zilele astea. Și pe tot ce vedeți aici, uite aici, am dat 21 € și 15 cenți. Și 12. Cam atâta am dat. Scuzați. Real life in Hong Kong. Welcome my friend. Welcome to my life. Thank you so much my friend. I have some problems with my phone. That's why it's closed. Așa. I closed before. Hope you like my phone. Lasă-mă mai mult ceva. Ia să vedem cum e budinca asta. Care am cumpărat-o astăzi la ofertă.